Binecuvântat să fie Domnul! Îi mulțumim Domnului căci până aici Domnul ne-a ajutat. Jertfa de laudă a fost pusă pe altar și ne-am bucurat și credem că și Domnul a primit-o, slăvit să fie numele. Dorim ca Domnul să ne vorbească din cuvântul Său. Noi suntem niște unelte în mâna Domnului, care dorim să facem voia Domnului și El să se folosească de noi, slăvit să fie numele. Niciunul din cei ce vin aici, care au frica de Domnul, nu vor să se arate pe ei însăși cine sunt. De altfel, n-am trebuință să arăt cine sunt, trăiesc în locul acesta de mai bine de 25 de ani, să zic așa, și până și copiii mă cunosc. Mi-aduc aminte că vara ce-a trecut am mers la Hilaris și acolo am întâlnit un băiețaș din biserica noastră. Încă nu merge la școală, e micuțul Nathan. Și eu am rămas surprins, am zis, ce faci? El a venit la mine și mi-a zis, pace. Zic, dar tu mă cunoști pe mine? Și el a zis, da, tu ești fratele Bodale. Și m-am bucurat și am zis în seara aceasta, dacă Pavel spunea celor din Corint că și voi ne cunoașteți, zic, cu cât mai mult în biserica de Perth, dacă Nathan m-a cunoscut la Hilaris în vara trecută, cu cât mai mult dumneavoastră. Așa că nu e nevoie de o prezentare. Slăvit să fie Domnul, căci ne cunoaștem așa de bine și suntem familia Domnului Iisus cu toții. Avem un cuvânt deosebit în seara aceasta. S-a cântat în seara aceasta despre dragostea lui Dumnezeu. Și versetul 14 spune așa, căci dragostea lui Hristos ne strânge, slăvit să-i fie numele. Datorită dragostei lui Hristos suntem strânși în jurul Evangheliei și în seara aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu, care este dătător de viață, este între noi, binecuvântat să fie El. Și acum, dacă suntem strânși la oaltă, privind în acest cuvânt, am văzut că este vorba de o înnoire în versetul 17 și am rămas cu privirile mele asupra acestui verset care vine noi. Nu vă bucurați chiar așa de mult, dați-mi voie să vă spun că în seara aceasta am văzut niște clipuri cu oameni săraci. Să știți că acești oameni se bucură când primesc ceva nou. Chiar dacă nu-i chiar nou, dar pentru ei e nou că e prima dată când primesc, se bucură. Știți de ce o spun? Am fost un copil foarte sărac. Am crescut într-o familie de 9 copii, nu mă plâng, Dumnezeu ne-a purtat de grijă, dar am fost foarte sărac. Mi-aduc aminte că am ajuns să împeticesc hainele, eu băiat, să iau acul și ața, să-mi cârpesc acea hăinuță numită pufoaică de iarnă, de mai multe ori și erau petece peste petece. Și Dumnezeu a lucrat așa de minunat la inima mătușii mele, că în fiecare an, ce se întâmpla, ea avea un băiat mai mare cu un an ca mine. Și în fiecare an el primea un costum nou de la un alt unchi și costumul lui vechi era nou pentru mine. Și atât mă bucuram că primeam un costum pe an, acea uniformă de școală, vă aduceți aminte, așa puțin albastră închisă de lână. Atât de bucuros pentru mine era nouă, deși era veche de un an. Era veche că a purtat-o vărul meu. Și mă bucuram în fiecare an de acele haine. Omul sărac se bucură. Spune cuvântul Domnului că pentru cel flămând toate amărăciunile sunt dulci. Așa este pentru cel sărac. Chiar și o haină veche pentru el e nouă. Dar cu cât mai mult e vorba aici de o făptură nouă, frații mei. O făptură nouă. Așa e că un om bătrân, îmbătrânit de ani, ar vrea să aibă un trup tânăr, nu? Aici nu este vorba de așa ceva chiar. Nu e vorba de trupul acesta.
acesta este sortit să îmbătrânească și să treacă. Dar este vorba de ceva mai mult. Dumnezeu și-a arătat multă dragoste față de noi și în Romani, capitolul 5, să deschidem în Romani, capitolul 5, dragii mei, spune un lucru deosebit, s-a cântat despre dragoste și aș vrea să citesc acest verset care pe mine m-a îmbucurat foarte mult, versetul 8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi, de zile în care Domnul a murit și a înviat. Și suntem în sărbătoarea aceasta a Paștelor și ne bucurăm de jertfa Domnului Iisus, căci El a murit înainte. Pe când noi eram păcătoși, eram oameni fără sor de izbândă. Azi dimineață, cei ce ați fost aici, fratele păstor Dumitru a vorbit despre păcat. Parcă nu ne prea place nouă, dar adevărul e adevăr. Să știți că și toți oamenii care se nasc pe acest pământ, ei se nasc păcătoși. David spunea, în păcat ne-a cunoscut și El ne-a făcut și ai Lui suntem. Și înainte ca noi să-L fi iubit pe El, El ne-a iubit El întâi. Și prin faptul acesta și-a dovedit dragostea, dând pe singurul Său Fiu, ca să moară, iar noi să avem viață. Dumnezeu în Hristos, spune cuvântul, a împăcat totul cu Sine, întreaga omenire. Nu-i așa că e minunat? Cine este în Hristos, spune Pavel, este o făptură nouă. Ne putem pune noi întrebarea, suntem în Hristos ca să fim o făptură nouă? Cuvântul Domnului spune că cele vechi s-au dus. Chiar dacă mie cândva îmi plăcea acel costum vechi, a venit vremea să port și costume noi. Domnul a început să-mi dea și costume. Puțin sau neprețuit în ochii altora și prețuit în ochii mei și a venit vremea să mă îmbrace Dumnezeu cum a voit El, slăvit să-i fie numele. Domnul îmbracă pe toți, spunea Domnul Iisus acea pildă că îmbracă iarba de pe câmp, uitați-vă la crini, cum îmbracă Domnul crinii și zice, vă spun că chiar nici Solomon în toată slava lui n-a fost îmbrăcat ca unul din ei, spunea Domnul Iisus aceasta. Un crin este frumos și e minunat, e doar o floare, nu? Dar cu cât mai mult pe noi, spunea Domnul, ne va îmbrăca slăvit să fie numele. Să știți că cei mai mulți care sunt aici au venit cu mâinile în buzunar și n-au avut nimic. Și dacă au ceva astăzi, și au poate mult, au datorită că Dumnezeu, în bunătatea Lui cea mare, a vrut să-și arate minunile Lui, noi să le recunoaștem aceasta, să nu uităm. Chiar astăzi vorbeam și spuneam, două surori au venit la noi și am zis, am venit fără niciun cent, n-am avut nici măcar 20 de cenți să pot da un telefon. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat în scurgerea anilor. Tot ce avem e de la El, slăvit să fie El. Domnul poartă de grijă, dar spune că în darul lui Dumnezeu fără plată, care este Iisus Hristos, suntem o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Să ne punem întrebarea dacă suntem în Hristos, spuneam mai înainte. Nu înseamnă că și dacă cred că Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că a murit pentru oameni și eu îmi trăiesc viața mea cum vreau, eu sunt totuși în Hristos pentru că își cred în El și îl recunosc ca Fiul lui Dumnezeu. Dar eu am viața mea și trăiesc cum îmi place mie. Scumpe mei frați, azi dimineața s-a citit din Fapte, capitolul 2. Acolo, apostolul Petru, când a vestit cuvântul Domnului și a spus ceva despre Hristos care a fost răstignit pentru cei păcătoși, oamenii au rămas străpuși în inimă de cuvintele care el le rostea.
Și au zis, fraților, ce trebuie să facem? Și Petru, călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, a spus câteva lucruri deosebite. Fratele Dumitru a avut în descoperirea lui din partea Domnului că ar fi 7 trepte deosebite în apropierea omului către Dumnezeu. Eu m-am uitat și am, prin înțelepciunea mai puțină, să zic eu așa, am făcut doar 3 trepte sau 3 pași din acel verset și am zis în mintea mea, sunt 3 importante, chiar dacă ele sunt 7. Dar dacă am face cele 3, 2 sunt ale noastre, iar una este a lui Dumnezeu. Și acolo este arătat, pocăiți-vă, botezați-vă. Era vorba de botezul în apă. Și apoi, al treilea zice, veți primi. Și aceea o face Dumnezeu. Fraților, dorim să fim în Hristos, fără a face acești 2 pași măcar către Dumnezeu. Să nu așteptați ceea ce se spunea azi dimineață, căci toți suspinăm și dorim Duhul Sfânt. Toți. Să știți că Duhul Sfânt nu intră în noi fără a face acești pași sau a păși pe aceste trepte, măcar aceste 2, să nu zic 7, care a zis fratele Dumitru. Să zic măcar aceste 2. Prima treaptă a pocăinței, care mulți oameni din lumea noastră, cuvântul acesta îl înjosește și îl bajocorește. Ori predica Domnului Iisus la început a început cu cuvântul acesta, pocăiți-vă! Așa a început Domnul Iisus, din sat în sat, aceasta spunea, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, căci împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. A venit împărăția lui Dumnezeu odată cu venirea Domnului Iisus în lume. Și aceasta predica Iisus Hristos Domnul, pocăiți-vă! Și unii greu primesc acest cuvânt în viață. Dragul meu, fără pocăință nu este mântuire. Fără pocăință nu este valoare pentru tine în jertfa Domnului Iisus. Nu există. Dacă nu te pocăiești, sângele Domnului Iisus nu te spală de păcatele tale. Numai dacă te pocăiești, sângele Domnului Iisus poate spăla vinovăția ta. Găsim în epistola lui Ioan, căci sângele lui ne curățește de orice păcat. Și unii oameni iau doar această parte, zice, auzi, sângele Domnului Iisus ne curățește de orice păcat. Dar acolo spune clar, dacă umblăm în lumină, și a umbla în lumină înseamnă a umbla în pocăință, frații mei și dragi prieteni. Să îmbrățișăm cu multă dragoste pocăința, căci dacă o îmbrățișăm și trăim în ea, avem harul de la Dumnezeu să se facă înnoirea făpturii noastre spirituale. Altfel nu. Altfel nu. Și numai în felul acesta. Unii oameni se întâmplă cu părere de rău, crezând că ei pot să treacă altcumva și sar peste treapta aceasta numită pocăință și vin și grămădesc pe păstori, pe comitet și zice, vreau să mă botez. Căci vreau să fiu mântuit. Dar când e vorba despre pocăință, mai ușurel. Dacă începe fratele păstor să spună, bine, bine, dar tu ești pregătit pentru aceasta, tu știi ce înseamnă botez? Și el spune, da, am văzut atâtea botezuri petrecute între dumneavoastră și am asistat și e frumos și e o zi de sărbătoare și îmi place să fac și eu lucrul acesta. Dar când este vorba să-i spună despre pocăință, iată, uite, tu trebuie să fii așa, tu trebuie să fii așa, tu trebuie să fii așa, și atunci spune, măi frate, dar unde scrie toate acestea? Azi dimineață ni s-a citit din 5 Galateni, pare mi se, 5 sau 6, să nu greșesc, câteva cuvinte. Ni s-au citit faptele firii pământești, eu n-am să le citesc pe acelea, dar am să citesc altceva. Am să citesc de la 22, 5 Galateni, versetul 22. Auziți ce spune aici? Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bunătatea, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia,
Blândețea, înfrânarea poftelor, împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dragii mei, am citit aceste câteva cuvinte care caracterizează pocăința. Un om care vrea să pășească în apa botezului trebuie să înceapă cu acestea. Acesta este începutul unei făpturi noi. Răstignirea firii pământești. Automat vei schimba acele fapte ale firii pământești, dacă vrei o să le citiți dumneavoastră acasă, încă o dată, cei care n-ați fost azi dimineața aici, din Galateni, de la capitolul 5, de la versetul 16, veți putea citi acasă și veți vedea care sunt faptele firii pământești. Sunt urâte! Nu-mi plac deloc acele fapte. Nu vreau să mă caracterizez acele fapte. Dacă ne cercetăm fiecare în acele fapte și găsim una din ele că este în viața noastră, dați-mi voie să vă spun, dragii mei, căci nu placem lui Dumnezeu. Nu suntem plăcuți lui Dumnezeu. Ca să placem lui Dumnezeu, noi trebuie să facem voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu cu toții o cunoaștem de aici. Și știți care este? Este sfințirea noastră. Sfințirea noastră este întrăirea acestor roade ale Duhului. Frații mei, dorim Duhul Sfânt? Duhul Sfânt este Sfânt! El vrea să locuiască într-o inimă care trăiește sfințenia. Nici de cum într-o inimă în care trăiește firea pământească. Și zic, Domnul să ne ajute ca să trăim aceste fapte care le-am citit în seara aceasta, nu cele ce au fost citite azi dimineață. Acelea să piară din mijlocul nostru. Și zic ca Domnul să ne ajute să nu avem niciunul acele fapte care au fost citite azi dimineață. Ele trebuie să citite din când în când și împrospătată cunoștința noastră din nou și din nou, ca să ne păzim de ele. Fraților, eu știu, căci noi, cu puterea noastră pământească, nu putem să ajungem la o desăvârșire deosebită. Avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu, El ne-a iubit întâi și El este gata să ne dea ajutorul Lui în fiecare zi. Dumneavoastră să știți că El veghează zi și noapte. El nu dormitează, spune cuvântul Domnului. Și planul lui Dumnezeu este să facă toate lucrurile noi. Lui Dumnezeu nici lui nu-i plac lucrurile vechi și vrea să ne dea o făptură nouă. Și unde pui că făptura cea nouă nu este supusă putrezirii. E acel trup de slavă în care îl vom vedea pe Domnul. Apostolul Pavel vorbește foarte mult despre trupul de slavă care îl vom primi la o clipită, la o clipeală din ochi, dacă va fi să fie acea zi mare când să auzim acea trompetă răsunătoare a Arhanghelului când Domnul va veni pe nori. El spune în Tesaloniceni că vom fi schimbați și vom primi acel trup de slavă, nesupus putrezirii, nesupus neputinței, acel trup care este fără defecțiune. Dar pentru aceasta, noi trebuie să iubim pocăința. Prima treaptă este pocăința. Să ne ajute Dumnezeu la aceasta. Și Dumnezeu face lucrarea Lui, că este promisiunea Lui. Și apoi să coborâm în apa botezului. Ce este botezul, spune Apostolul Petru, că este mărturia unui cuget curat. Pocăința este un cuget curat. Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem aceasta. Așa că niciun prieten care este în seara aceasta, dacă cumva, când vine la păstorii bisericii să ceară botezul și este întrebat de anumite lucruri în care vrea să fie văzut cugetul lui curat, să nu se supere, pentru că este nevoie de un cuget curat. Tu nu poți păși în apa botezului fără un cuget curat, pentru că nu ai izbândă pe calea pocăinței. Tu trebuie să ai întâi un cuget curat și o trăire în pocăință. Că atunci ai sorți de izbândă să te umple Domnul cu Duhul Sfânt și să fii plin de plinătatea Duhului Sfânt ca să poți să biruiești în lupta ta pe acest pământ.
Toți credincioșii, toți pocăiții au de dus o luptă. Și lupta nu este cu un om, nu este cu vecinul, nu este cu colegul de bancă, nu este cu colegul de servici, ci spune că este cu duhurile întunericului, care bântuie în acest văzduh. Și această luptă numai prin Duhul Sfânt o putem câștiga. Să știți aceasta. Duhul Sfânt are menirea să ne păstreze credincioși lui Dumnezeu până la capăt, că atunci când va veni El să găsească credință în noi. Aceasta este menirea Duhului Sfânt. Și dorim ca Domnul să ne o dea, să ne dea putere să rămânem credincioși până la capăt. Și atunci vom primi cununa, frați și surori, a fi o făptură nouă în Hristos este să trăim în pocăință, să umblăm în pocăință. Și apoi, evident, trebuie să pășim în apa botezului. Și apoi, zice Petru, că vom primi darul Duhului Sfânt. Sunt câteva exemple în Scriptură când Domnul a schimbat. Domnul face tot ce vrea, cum e cazul lui Corneliu. Corneliu, sutașul Corneliu, din Fapte, capitolul 10, dacă citim acolo întoarcerea lui, acest om trăia pocăința la un nivel înalt, încât Dumnezeu a trebuit să trimită îngeri din cer la el și să trimită vedenii deosebite lui Petru. Și Petru a trebuit să meargă la el și a mers la el și el a zis, iată că aici suntem toți să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Petru nu-l cunoștea pe Corneliu, dar Dumnezeu, cum spune Pavel în seara aceasta, ne cunoaște mai bine ca oricine, îl cunoștea și pe Petru și pe Corneliu. Și în timp ce vorbea Petru despre Domnul Iisus, acolo s-a întâmplat minunea, măreața lui Dumnezeu. Dintr-o dată s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau și au fost un plus de Duhul Sfânt încât Petru n-a mai avut nevoie să-i să facă o mărturisire, o catecheză pentru cei din casă, fiindcă a mărturisit Duhul Sfânt pentru ei. Pentru că mă gândesc că toți cei din casă îi asemănau lui Corneliu. Îi asemănau lui Corneliu. Corneliu avea prieteni pocăiți, casa lui în primul rând și apoi prietenii lui. Și Domnul nu s-a uitat la fața lor, că erau dintre neamuri. A turnat Duhul Sfânt peste ei, din belșug, și apoi a zis, se poate opri apa? Nici de cum! Și au fost botezați, fără catecheză. Dacă ți se va întâmpla așa ceva, dragul meu prieten, și te va boteza Domnul când te vei duce acasă, cu Duhul Sfânt, poți să vii luni seară și să-i spui la fratele păstor, frate, pe mine m-a botezat azi noapte Domnul cu Duhul Sfânt și am venit să mă cobor în apă, îți garantez eu că nu-ți va mai face catecheză. Te va băga și te va boteza pentru că a mărturisit Duhul Sfânt pentru tine. Și atunci va fi mare bucurie, pentru că ce ești o făptură nouă, cele vechi s-au dus și ești în Hristos. Este de altfel nașterea din nou. A fi o făptură nouă este nașterea din nou, despre care spunea Domnul Iisus lui Nicodim în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, dragii mei. Știți că acolo s-a întâlnit, a venit noaptea Nicodim la Domnul Iisus și a vrut să se arate că și el e de partea Domnului Iisus, dar de frica celorlalți a venit noaptea și a zis, învățătorule, știm cu toții că ești un învățător venit la Dumnezeu. Dar vin noaptea. Era învățătorul legii și se gândea, mâine trebuie să mă duc la templu și dacă mă vede cineva cu cel din Nazaret, nu o să mă mai pun acolo să fac slujbă. Mai bine mă duc noaptea. Era teamă. Dar Domnul Iisus nu l-a bătut pe umăr, pe prietenește, să zică, o, tu ești prietenul meu, Nicodim, așa că noaptea vină și vizitează-mă. Vină și stăm de vorbă mai mult. Mie îmi place să stau în rugăciune noaptea, vină și stăm împreună. N-a zis Domnul Iisus aceasta. Domnul Iisus i-a spus, Nicodime, și spune așa, adevărat, adevărat. Se repetă cuvântul acesta de două ori. Este fără umbră de schimbare.
Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu te naști din nou, nu poți să vezi împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu ești o făptură nouă, nu poți să vezi împărăția lui Dumnezeu. Și acest cuvânt este adevărat, este categoric. Dragii mei, eu nu vreau să sperii pe nimeni, dar nici să măgulesc pe cineva. Să spun că ai venit des la biserică, că ești prietenos, că ești un om bun, că dai ajutoare, că faci nu știu ce. Să știi că fără pocăință și fără naștere din nou, nu vezi împărăția lui Dumnezeu. Orice ai face tu. S-a cântat aici o cântare despre dragoste. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, să știți că am citit roada Duhului ce este? Dragostea. Dragostea. Dragostea este una din roadele pocăinței, frații mei. Și dacă nu o ai, degeaba. Și această dragoste au numai oamenii care într-adevăr se pocăiesc. Și a avea dragoste se dovedește când te-a călcat cineva pe bătătură, nu te întorci să-i dai cu ghiontul și să-l răstorni, să-i zici în gândul tău, las că-l prind la colț și îl aranjez. Și te arăți la alții că iubești, e un om bun și nu știu ce, dar aștepți o zi. Aștepți o zi să te răzbuni că ți-a făcut cândva ceva cel de lângă tine. Ori dragostea nu face așa ceva. Spune că dragostea acopere o sumedenie de păcate. O sumedenie, adică fără număr. Noi ne putem cerceta în lumina Sfintelor Scripturi, căci dacă umblăm în lumină, spuneam mai înainte, sângele lui Iisus Hristos ne curățește, dacă umblăm în lumina aceasta, în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, dacă umblăm în lumina pocăinței lui Dumnezeu, asta care a adus-o Iisus Hristos pe pământ, atunci sângele lui ne curățește. Până atunci nu. Până atunci nu. Dacă umblăm în căile noastre, facem ce vrem noi, trăim cum vrem noi, atunci să știți, dragii mei, oricine ar fi de aici, nu vede împărăția lui Dumnezeu. N-ai cum. Și Domnul Iisus continuă mai jos și spune din nou, dacă nu te naști din nou, din apă și din Duh, adevărat, adevărat îți spune Codime, căci nu vei intra în ea. Să fie clar, dragii mei, dacă nu este o naștere din nou completă și este doar o treaptă sărită, nu este intrare și nici nu o vezi. Poți să fii tu botezat în apă, dar dacă nu te-ai pocăit, că sunt și cazuri de genul acesta, cu părere de rău, sunt îndemnat să spun aceasta. Și e trist. E trist să porți un nume doar de pocăit și ești blamat pe degeaba, că de fapt nu ești pocăit, doar porți numele acesta și îl duci, dar viața ta o trăiești, cum s-a citit azi dimineață, din Galateni 5. Trăiești viața diferită a firii pământești și tu nu ești pocăit, ești blamat degeaba. Degeaba, pur și simplu degeaba. Dragii mei, se mai întâmplă care sar peste prima treaptă și intră în apa botezului. Nu vreau să dau exemple de aici, eu am un exemplu în familia noastră. Nu o spun prea deschis și mă doare. Și mi-aduc aminte când acel tânăr care a venit și-a făcut botezul pe scop. În familia noastră, soră de-a mea mai mare s-a căsătorit cu un băiat care s-a botezat doar să se poată căsători în biserică. Bunica mea, fiind credincioasă Domnului, plină de Duhul Sfânt, i-a arătat Domnul prin Duhul Sfânt că, de fapt, acest băiat s-a coborât în apa botezului având cap de câine. Vă imaginați ce imagini îngrozitoare? Și a ieșit din apa botezului tot așa. Nu și-a schimbat, el n-a primit o făptură nouă. A fost rău? Rău a ieșit. Și dați-mi voie să vă spun că e foarte rău acest om și în ziua de astăzi. E foarte rău. Au trăit ani de zile împreună și acum nu de mult am vorbit cu sora mea mai mare și mi-a spus, m-a luat băiatul mai mic la el acasă că mă bate tare rău, cap de câine. Eu când am auzit chestia aceasta, nu eram credincios, am râs, că nu înțelegeam lucrurile acestea. Dar așa este, văd cu ochii mei. Bunica mea a avut o vedenie de la Dumnezeu. Ori sora mea n-a acceptat la îndemnurile unuia și al alta s-a căsătorit. Dragii mei, nu vă căsătoriți cu cei care se botează cu scop de a se căsători. Pentru că mai târziu se va vedea cine este sau
cine este fata sau băiatul. Dacă vreți să vă căsătoriți în Domnul, căsătoriți-vă cu cei ce sunt pocăiți cu adevărat. Să vă ajute Bunul Dumnezeu, dragi tineri și dragi tinere, să nu vă temeți că veți îmbătrâni și nu vă va lua nimeni. Să nu vă temeți de aceasta, că își vă ia Domnul și cu El e bine. Să știți asta. Dacă nu vă ia nimeni pe acest pământ, atât băiat și fată, să fii cu Domnul toată viața ta, decât să fii cu cineva care are cap de câine. Înțelegeți-mă ce spun, că e foarte greu în viață cu astfel de oameni sau cu astfel de femei. Se poate întâmpla și invers. Păzească Dumnezeu pe fiecare de aici și să facă Bunul Dumnezeu ca cu toții să fim în Hristos, ca să fim o făptură nouă. Cele vechi spune că s-au dus. Și Domnul spune în Apocalipsa un verset, am să citesc acest verset, e foarte frumos acest verset din Apocalipsa 21, este promisiunea lui Dumnezeu și e așa frumoasă această promisiune. Auziți ce spune Ioan, scrie cuvintele Domnului Iisus aici și spune așa: Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: Iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Nu este îndoială în Dumnezeu. Tot ce spune Dumnezeu e adevărat și se împlinește aidoma, dragii mei. Aidoma, nimic nu cade la pământ. Ni s-a vorbit zilele trecute despre Apostolul Petru. Am stat și m-am gândit. Unii vorbesc într-un fel, alții în altul, alții îl acuză că s-a lepădat ca și Iuda și îl arată în tot felul. Domnul Iisus, de fapt, a adus înaintea Apostolului Petru și înaintea tuturor ucenicilor lui o profeție făcută de Dumnezeu cu 520 de ani înainte, când a zis: Bate voi păstorul și oile se vor risipi. Ori Petru, care iubea foarte mult pe Domnul Iisus și a declarat de la el însuși din adâncul inimii lui și a zis: Eu sunt gata să mor cu tine și pentru tine. Și era adevărat ce spunea el, numai că trebuia să se împlinească tot ce a spus Dumnezeu. Nu este de acuzat niciunul din ucenici, nici cel care a fugit gol în grădină, nici altul, fiindcă Zaharia a profețit cu 520 de ani aceste cuvinte și trebuia să se întâmple așa, pentru că și cuvintele profetice sunt cuvintele lui Dumnezeu. Și ce spune Dumnezeu trebuie să se împlinească. Nu le-a spus Domnul celor care mergeau pe drumul Emausului, nu trebuia să pătimească Hristosul. Toate trebuiau să se întâmple așa. Așa că să fim foarte atenți, să nu acuzăm pe nimeni. Tot ce este rânduit de la Dumnezeu se împlinește, căci Dumnezeu a spus: Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu. Și e adevărat. De aceea de multe ori Domnul Iisus spune: Adevărat, adevărat îți spun. Și în Apocalipsa a spus: Scrie, căci sunt vrednice de crezare. Sfânta Scriptură este vrednică de crezare, fraților. Să ne ajute Dumnezeu să o credem așa cum este. Să spunea despre Evanghelia Prosperității azi dimineața, aici la ora de rugăciune. Dragii mei, nu știu dacă este o Evanghelia Prosperității, oamenii fac una din ea și o răstălmăcesc, dar spre pierzarea lor. Noi trăim vremurile de pe urmă și Evanghelia spune că sunt vremuri rele și grele. Nu putem să spunem despre prosperitate când vedem atâtea necazuri, când atâta suferință. Alții au spus că a început mileniu și domnește Hristos. Oricând va domni Hristos, nu se va face niciun rău în împărăția Lui. Nu-i așa? Sunt tot felul de înșelătorii, noi trebuie să veghem și să trăim în pocăință. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Și doresc, ca ultim cuvânt, să ne străduim, să facem acești pași în rânduiala Scripturilor, ca să fim o făptură cu adevărat nouă sau cu adevărat născuți din nou. Căci dacă vom fi născuți din nou, din apă și din Duh, vom vedea și vom intra. Și zic: Domnul să ne ajute la aceasta.
Amin. Versetul 19. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puternița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Este cineva în seara aceasta care nu este împăcat cu Dumnezeu? Sunt probleme în viața ta care te face să înțelegi că trebuie să te împaci cu Dumnezeu? Sunt pocăiți, să le spunem așa, care am nevoie să reîmpace cu Dumnezeu? Viața ta trăită dovedește că tu nu ești împăcat cu Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu ținea în socoteală păcatele lor, ci a împăcat lumea prin Hristos cu Dumnezeu. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 10, mă întorc la el și spune că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele și răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. E nevoie să ne împăcăm cu Dumnezeu, că este o judecată, o judecată la care va trebui să stăm fiecare în parte. Și atunci, acolo la judecată, fiecare va da socoteală pentru felul de viețuri pe care a trăit. Nu vei da socoteală pentru că altul, vei da socoteală dacă ai fost o pricină de potecnire. Dar pentru faptele tale și pentru trăirea ta înaintea lui Dumnezeu, este o zi a judecății. Este un scaun de domnie, vorbește cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsă despre lucrul acesta. Și fiecare va trebui să stăm în fața lui Hristos și să dăm socoteală pentru felul pe care de viață pe care l-am trăit. Toate zilele vieții noastre, frații noștri, sunt scrise. Este o carte, cartea vieții. Și fiecare a fost judecat după faptele, după cei care au fost scriși în cartea vieții. Care nu au fost scriși în cartea vieții, spune cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsă, că au fost aruncați în iazul de foc. Frații mei, o zi în care trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu și să fim judecați după faptele noastre. Gândește-te și să mă gândesc ce fapte am eu și dacă va trebui să stau în fața unui tron de judecat. Frații mei, n-am ajuns niciodată în fața unui scaun de judecător aici pe pământ. Am trăit și poate ai trăit o viață în care n-a trebuit să ajungi acolo în fața unui judecător ca să dai socoteală pentru o faptă pe care ai făcut-o. Poate unii dintre dumneavoastră ați ajuns. Poate unii ați fost găsiți vinovați sau alții ați fost găsiți nevinovați. Când vei sta în fața unui scaun de judecată omenesc și știi că ești vinovat, când te duci la judecată, stai în prima dată și te gândești și spui ori o să ies bine la judecată, ori nu o să ies bine. Pentru că fapta pe care am făcut-o eu, judecătorul îi dă dreptul să mă judece și să mă condamne pentru ceea ce am făcut. Dar când știi că ești nevinovat și când ajungi în cort, înseamnă că este o problemă serioasă. Când ajungi ca să fii judecat în cort aici pământește, înseamnă că ai probleme și trebuie să-ți rezolve problema. Și este greu și spui întrebarea și nu vrei să ajungi acolo și e foarte greu. Mă uit câteodată la Judge Judy care arată la televizor și mă uit și mă apucă câteodată și râs într-un fel. Când vreau să vorbească, îi se spune, taci și trebuie să tacă. Va trebui într-o zi să stăm în fața tronului de judecată al lui Dumnezeu. Și dacă nu suntem găsiți, dacă faptele noastre nu dovedesc că noi suntem copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu ne mai dă o șansă și spune, împăcați-vă cu Dumnezeu. Dimineața se vorbea, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă! E nevoie ca oamenii să se împace cu Dumnezeu, e nevoie ca oamenii să se pocăiască. E nevoie ca pocăiții să se mai pocăiască. Amin? Domnul să ne ajute la lucrurile acestea. Noi avem nevoie, frații noștri, să trăim, spune cuvântul lui Dumnezeu, să trăim cum a trăit Hristos. Hristos a trăit în sfințeni. Nu se poate să trăiești așa cum a trăit Hristos. Se poate, frații mei. Hristos ne-a arătat cum trebuie să trăim. Apostolii au greșit, dar după ce Duhul Sfânt a fost dat, oamenii aceștia au trăit pentru Hristos. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu. El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. În momentul când l-am cunoscut pe Hristos,
Noi nu mai trăim pentru noi, noi trăim pentru Hristos. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul lumii. Nu-L mai cunoaștem, fraților, și nici pe oamenii nu mai cunoaștem în felul lumii cum l-am cunoscut înainte. Spunea fratele că suntem o făptură nouă. Și dacă suntem o făptură nouă, haideți, fraților, să dovedim lucrul acesta. Că suntem niște oameni care îl cunoaștem pe Hristos și care trăim pentru Hristos. Și Dumnezeu să ne ajute. Avem multe lucruri care trebuie să le rezolvăm, frații mei. Mă uit între noi și văd și avem conflicte între noi. Și de multe ori, conflictele care sunt între noi dau dovadă că încă mai suntem lumești. Așa e, fraților? Ne supărăm. Foarte repede ne supărăm. Chiar dacă avem dreptate, chiar dacă nu avem dreptate. Și lucrurile pe care le face nu dă dovadă că noi suntem așa cum ar trebui să fim. Și iarăși alergăm, dar pentru că îl cunoaștem pe Hristos, nu mai judecăm lucrurile în felul cum le-am judecat înainte. Și suntem în stare să ne întoarcem înapoi, ceea ce n-am făcut înainte, când nu-L cunoșteam pe Hristos în felul lumii, când uram, când eram urâți, că făceam lucrurile acestea, mă întorc înapoi și spune, Hristos pe mine mă învață să fac lucrul acesta. Hristos mă învață să iert. Hristos mă învață să mă duc să mă împac cu fratele meu. Când vii la altar, du-te și te împacă cu părâșul tău. Facem lucrul acesta. Frații mei, sunt lucruri simple, care sunt legate de pocăința noastră. O spun și eu, și eu trec prin lucrurile astea, și dumneavoastră treceți prin lucrurile astea. Dar există o rezolvare. La Hristos, ce să facem? Să ne pocăim. Să ne împăcăm cu Dumnezeu. Avem nevoie, frații mei, să ne împăcăm cu Dumnezeu. Pentru că așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, este o zi a judecății. Nu știu dacă vi-e frică, fraților, de ziua judecății. Nu mi-e frică. Pentru că știu cum trăiesc. Poate unii pot să spună lucrul acesta. Dumnezeu va fi drept în judecățile Lui. Și mulți vor fi mântuiți ca prin foc, frații mei. Să nu luăm pocăința așa, ușor, ci să luăm așa cum este, căci Dumnezeu dorește ca să trăim pentru El, pentru gloria Lui. Mai ales în vremurile care trăim, frații mei, veștile care se aud din toate părțile, lucrurile care se întâmplă în vremea din urmă, tot ce se întâmplă în jurul nostru, e o lume în care Satana domnește și în care în zi în zi devine tot mai puternic, tot mai puternic. Dar pentru cei ce rămân pe temelie, pe Hristos Iisus, cei care vreau să trăiască pentru Hristos în vremurile care vor veni, frații mei, e nevoie ca biserica să se unească. E nevoie ca biserica să se roage împreună. E nevoie ca biserica să simtă împreună. E nevoie să strângem rândul, frații mei, că vor veni vremuri grele. Poate le luăm tot spune, vin vremuri grele, nu mai vin vremuri grele. Dar ele vor veni, frații mei, pentru că cuvântul lui Dumnezeu vorbește de ele. E nevoie de dragoste, frații mei. E nevoie să ne îngăduim unii pe alții, să ne ajutăm pe unii pe alții în rugăciune. E nevoie să ne întâlnim mai des în casa lui Dumnezeu și între noi, între frații ne întâlnim, să lăudăm, să cinstim pe Dumnezeu, să ne pregătim pentru vremurile care se vestește și se spune, de la Amvon se vorbește, lucrări prin Duhul Sfânt care se fac și ne spune că Domnul va veni, că vor veni vremuri grele. Vorbim de chipul care în America deja este implementat, de alte lucruri care se întâmplă și care vin. Doamne, pregătește biserica din Per. Să fie o biserică sfântă, unită, care să dorească mântuirea, care să se lupte pentru mântuire. Frații mei, și să urâm păcatul și lucrurile care sunt și să eliminăm tot ce se poate. Tinerii mei, nu vă gândiți că sunteți tineri. Domnul poate să vină în timpul vieții voastre și în vieții noastre. Este foarte principal să fim pregătiți să ne întâlnim cu Dumnezeu. Pentru că va fi o zi a judecății. Și Dumnezeu nu va glumi. Să știi că nu va glumi. Dumnezeu nu va spune, păi ai avut timp, vii în casa Domnului de atâția ani și nu te-ai hotărât să te împaci cu Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu zice, împăcați-vă cu Dumnezeu. Noi suntem împuterniciți. Dacă apostolii au fost noi în vremea asta, suntem împuterniciți să vă spunem, împăcați-vă cu Dumnezeu. Și eu și voi, ca să fim pregătiți pentru ziua aceea. Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne ajute să facem lucrurile acestea pentru că vor fi pentru folosul nostru. Doresc să ne apropiem de încheiere. Cu ajutorul Domnului, în seara aceasta am făcut un ajutor care s-a făcut pentru sora Maria Dușciuc, slăvit să fie Domnul pentru dărnicia fraților și a bisericii din Per. S-a adunat o sumă foarte frumoasă
M-am chiar rămas impresionat de lucrul acesta și doresc ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte. Să vă răsplătească ceea ce a spus acolo și să fiți binecuvântați de binecuvântarea pe care o vă da săracul. Biserica din Perth, în seara aceasta, a adunat suma de $4,200. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Este o sumă frumoasă, slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Să margă în locurile unde cei necăjiți și cei săraci au nevoie și Domnul să binecuvânteze și să mulțească și să facă ca să fie belșug din banii aceștia. Apoi, în săptămâna care urmează, așa cum sora deja Luciana a anunțat, pentru că pleacă duminica viitoare, apoi este sora Victoria care va pleca înspre România, Domnul să o binecuvânteze și pe ea, este și sora Angela Polberea care se va întoarce înspre România și a vizitat fiul pe Adi, Domnul să o binecuvânteze și pe dânsa. Ne vor ruga pentru toate lucrurile acestea, pentru toți acești frați care i-am anunțat. În plus, tinerii noștri s-au organizat să petreacă o vreme de 3 sau 4 zile, după cât am înțeles, vor pleca joi înspre Calvary, vor avea un camp care vor fi acolo împreună cu fratele Marius, împreună cu fratele Ben, Domnul să-i binecuvânteze, nu știu dacă mai merg alte familii. Oricum, au nevoie și fratele Marius îmi spunea neapărat să vă rugați pentru noi. Dorim să ne rugăm și pentru ei, ca Domnul să-i binecuvânteze. Pe frații care vor călători să păzească avioanele cu care zboară, să ajungă în pace la locul unde vor pleca. Tinerii să fie păziți de Domnul în călătoria spre Calvary și acolo Domnul să le dea bucurii. În Duhul Sfânt, să auzim vești bune de acolo, nu ca altă dată, nu ne-am prea bucurat de veștile care au venit când au fost plecați. Aș dori ca Dumnezeu să-i binecuvânteze, să știe că se duc acolo mai mult decât toată bucuria lor și petrecerea lor care va fi acolo, să fie bucurie în Duhul Sfânt și în Dumnezeu. Aș dori să dau surorilor care pleacă înspre România din Tesaloniceni, din 1 Tesaloniceni, din capitolul 5, începând cu versetul 16 până la versetul 25. Însă puțin cam lungi, timpul deja a trecut, rămâne ca surorile să-l iei, deci de la Tesaloniceni 1, capitolul 5, începând cu versetul 16 și 25 inclusiv. Și doresc ca Domnul să ne binecuvânteze, vă rog să vă ridicați în picioare. Deci să ne rugăm pentru surorile Luciana, sora Victoria și sora Angela Polberea, care vor pleca înspre România, să ne rugăm și pentru tineri, readuc locul acesta aminte și mulțumim Domnului pentru seara aceasta, pentru cuvântul lui și pentru tot ce s-a făcut. Cu toți mulțumim împreună. Doamne.